Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Hristos aduce progres tuturor. Cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Proverbele, capitolul 14, versetul 34. Ateul Madeline Murray O'Hare a spus odată: nimic bun nu a ieșit vreodată din creștinism. Și dacă acest creștinism nu a făcut de fapt niciun bine și nu a produs binele, noi trebuie să-l respingem. Am încheiat citatul. Hristos a spus: îi veți cunoaște după roadele lor. Matei, capitolul 7, versetul 16. Fiecare cuvânt predicat despre Hristos a transformat vieți și un bine extraordinar a fost făcut pentru societate. Să luăm de exemplu știința. Așa cum sublinia un expert, știința nu ar fi putut porni din nicio altă sursă. Nu se poate să-și fi avut originea în cultura musulmană, pentru că datorită credinței sale în fatalism, ea ar fi împiedicat absolut orice progres științific. Și nici din sânul budismului sau hinduismului din Asia nu a pornit. Din cauza convingerilor că lumea fizică nu este reală, că nimic nu există decât Dumnezeu și că toate celelalte sunt simple închipuiri. Numai prin creștinism a luat ființă știința. Să ne gândim la cei care au intrat în mahalale pentru a-i salva pe cei abandonați, cum sunt cei din Armata Salvării, City Mission or YMCA. Creștinii s-au dăruit unor oameni ca aceștia. Astăzi, odată cu excluderea Scripturii dintr-o bună parte a culturii noastre, vedem cum se reinstalează decăderea și corupția. Care este răspunsul? Domnul Iisus a spus: voi sunteți sarea pământului. Matei, capitolul 5, versetul 13. Așa că ia-ți solnița și începe să împrăștii adevărul cuvântului lui Dumnezeu care schimbă vieți. Domnul Iisus a zis: voi sunteți lumina lumii. Versetul 14 din Matei 5. Nu există întuneric suficient de profund în această lume pentru a putea stinge lumina unei lumânări. Așa că lasă-ți lumina să strălucească.